This is crazy. Nu cred că pot. Îmi trebuie mouse-ul, dar sunt în lulă cu satelitul. Chestiile astea pot fi activate, ușile astea pot fi închise și deschise, inclusiv trapa din spate. Dar trapa din spate după power-up. Și acum să încercăm să intrăm înapoi în cockpit fără să mă izbesc de toată mobila din casă. Deci chestia asta e enormă. E înaltă cât camera mea. Nu ai vizibilitate laterală, deci văd, dar deasupra vezi, nene, nu glumă. Și ce să mă trecor. Sunt la Nis. Asolizați. Bun. Deci, ăsta e trotul care începe să, deci așa arată din exterior, bine cu niște frizuri. Deci, bă, e enorm. Deci, ce să deschid trapa asta din spate? Așa, și cică, o chestie, un feature care nu-l știam de el, bineînțeles. Ai checklist-ul ăsta, care ăsta e mai vechi. Deci că poți să activezi din assistance auto checklist-uri, something like that. Și l-am, uite asta, autocomplete page. Și inclusiv cu evaluation, de exemplu, faci Flight evaluation. controls. Se zice flight controls, că sunt miști. Free and correct. Free and correct. Power levers. Power levers. Check. Asta e un bug. Battery. Battery. On. Avionics master switch. Oh. On. S-a resetat SRC. Bun. Page complete. Starting engine. Parking brake. Parking brake. Set. Set. Power levers. Idle. Fuel shutoff valves. Fuel shutter. Doar dai click. Open. Strobe. On. Engine starters. Engine starters. Fire everything up, huh? On. Ce mai generators. So they switch quickly. This is if you got it on. Alternator. On. Navigation lights. On. Taxi light.
On. Power levers. Idle. Parking brake. Release. Beacon. Am prindem tot. On. Parking brake. Te duci. Release. Centralist. Flight mode. Hover. Yes, power levers. Okay. Vorbim și noi cu turnul ceva. Missed ground. Nice ground Swiss 563 with Charlie ready to taxi IFR. Ah, unde e? Swiss 563 taxi to and hold short of runway for left via taxiway. Ice. Contact tower on 121.705 when ready. Mission the ice. Just got it power. Asta sunt inoperabile. Cargo doar. Taxiing hold short runway 4 left using taxiway Swiss 563. Ok, putem să zburăm cu el astea, ce este cargo doar, ce mai avem butoane pe aici. Inoperabil, 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 inoperabil. Astea sunt autopilot, terrain mode, tot felul de chestii care sunt operabile. Ok, power. Deci am zis că îi spunem asta. E main, nu, depart straight up. 1, 2, 3. Nice ground Zelu 1-2 with Charlie request taxi to the active departing straight out. Zelu 1-2 taxi to and hold short of runway for right using taxiway cross runway 22 right. Contact tower on 118.7 when ready. Taxiing hold short runway 4 right using taxiway cross runway 22 right Zelu 1-2. Astea merg butoanele, poți să introduci staff-ul ăsta. Ritmul de zonor, și aici la radio poți să modifici frecvențele în modul că vrei. Ăsta nu știu, are ceva ce poți să facă el, operativ. Bun, hai să vedem ce face în auto. Nu știu până aici. Parking brake. Ok, above 55. Above 55%. Landing gear. Zela 1-2, you are not cleared to take off. Așa. Zici tu. Nu știu, poți să cătăm asta. Dar motoarele nu trebuie să le incline? Sau are? Nu, are motoare speciale, mă. Mai zic ceva, frate. Cred că nu pot să vezi, că dacă mișc totul așa, se vezi în lateral. Și fii atent, intri și împinzi manșă și nu se înclină nimic, e în hover mode, e încă tot om. Tot asta ne rulează. Așa, mă, bă. Mai pur și simplu în funcție de câte ce zici for right, nu?
Everest. Fucking ce merge exact cum te-ai ajutat să mergi o navă spațială, fără bullshit, aerodinamics. Trebuie să hold short. Sunt ca un elicopter, dragă, ce se face? Ala. Ordine short. Să nu zic. Deci la sol nu vezi că taxi. Ah, un pic de taxi merge. Merge, merge și taxi, dar nu știu ce. Ok, să ne dăm înapoi în scaun. Astea sunt pedalele și frâne și anyway, trebuie să vedem acum ne zice că putem vorbi cu turnul. Taxi, Dumi, Sardis, taxi for take-off options. Eastground Zayla 1-2 with Charlie request taxi for takeoff departure to the north. Taxi to and hold short of runway for right via taxiway. Contact tower on 118.7 when ready. Taxi to and hold short runway for right using taxiway Zayla 1-2. East tower Zayla 1-2 ready at runway for right departure to the north. Theoretic Zayla 1-2 QNH 30.00 wind 097 at 1-2. Departure to the north approved. Cleared for takeoff runway for right. Cleared for takeoff runway for right, Zayla 1-2. Eu picam așa mai zbuciumat, să se zice. Și nu pot să întorc cât e la sol. N-are... Ah, mi se pare că trebuie să ne iau niște axe, anyway. De acolo, așa. East tower to near 9097 ready to copy IFR clearance to Carthage. Tot ce să to near 9097 is cleared to Carthage airport as filed. Take off runway 4 left climb and maintain 10,000 feet. Departure frequency is 124.18 squawk 3. When altitude 1 AM AGL up. Zayla 1-2 continue for north departure. Zayla 1-2 leaving my airspace frequency change approved. East tower, Zayla 1-2 frequency change. Clear to Carthage Airport as filed. Takeoff runway 4 left climb and maintain 10,000 feet. Departure on 120.85 squawk 3, 616. Canair 999, read that correct. Contact ground on 118.7. Just a normal flight. For the day. Și mă așteptam să-și îndoie motoarele astea mari, dar nu. East ground, Canair 9997 requesting pushback. Canair 9997 pushback request accepted. Nice Tower Lufthansa 1059 IFR to Frank. Nice approach Zayla 1-2 is type 2 miles northeast of Nice 1600 feet. Request flight following. Zayla 1-2 Nice approach. Squawk 1367. Mickey. Squawk 1367, Zayla 1-2. Zayla 1-2 radar contact 2 miles northeast of Nice 1300 feet.
QNH30.00. Roger, Zalu 1-2. Chiar așa. Op, 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 op. În momentul bă, nu spărie aici. Deci un pic de flag. Dropship. Am pus trenul. Da, bă, te poți urca odată. Da. Am stricat. Hai, hai, hai. Asta era ideea. Un pic, hai. Așa. Da. Da, știu de stop. Ce? Ia, stai, să vedem. Aoleu, am apăsat un buton, cred că ceva. Dar nu pot să merg până acolo. Să mă auzi ceva. Stai acolo. Și un sticur. Să merg nu pe anyway, you get the idea. Okay. Hai să te zbură un pic și gata. Deci, asta un pic mai așa și un pic mai sus. Ok. Uite. Ah, sunt la bloc cu vecin. M-am deplasat la IGR. Anyway. Thank you.
gate și sau console și texturile, dar nu foarte tare, destul de detaliat și na, eu pe mediu settings. Merge mai mult de tot. Deci asta chiar poți să schimbi frecvența, de exemplu, să selectezi frecvența și scrie 127.
10 ore dacă merg unde. Ar trebui să bage și la pilot. Uite, nu mă uită la pilot, dacă... patch ceva, zero day something. Sau un alt buton. Stai un pic. Zbor. Zero checklist. Curs. Taxi light off. Taxi light. Off. Flight mode. Cruise. El resetează ăsta, check. Așa. Asta e pe fură. Asta e pe fură. Asta e pe este un profile, te smul, un tutorial dacă există un profile, că la celălalt și nu avea era altă, eu nu la super, e persoane, că nu respecti profilul, să fac eu încă un pic sub persoane. Hai să dai.
Înregistrez. Destul de high quality, adică ai texturile că sunt așa un pic consoliste, dar... East Tower Zela 1-2 is 4 miles north, 1,500 feet, with Charlie to land. Zela 1-2 East Tower. QNH-tree 0.00 wind 117 at 1-2. Fly right downwind runway 4 right.
make right downwind runway, 4 right, Zela 1-2. East Tower, Zela 1-2 cancel landing intention. Zela 1-2, your cancellation is received. Asta se uită noi aici așa. Din pisica, uite, că avem, zice, solare. Nu, solare mai din apă, în bordă, de dropship. Zice ceva, frate. Dăm și un gol. Ok. Este starterul meu. Și cum îl ești tu? I guess just cut the fucking fuel. Să merg să închizi ușile, să prostii de-astea. De aici. Să prostii. Și să nu știu, e cârlic sau de aici s-o cață master măciucă ăla și deschide bocaportul. Prata.
zic ceva, frate. Bine că avioanele alealte mai vechi nu au uși care să deschid. Mă, și nu pot să ies afară. A, ce fane. Numai cu camera, dacă ies în externals. Și fac așa, atunci pot. Op, în jos. Ar trebui mai încet mișcarea, că mă țesc. Nu, oh, uite că sunt pilotul, când ești în camera asta, dronă, pilotul rămâne acolo. Atâta vreme cât nu intri înăuntru, când ai intrat înăuntru, se schimbă modelul pe ăla din interior. Practic, sunt în dron camera, dar sunt în același timp își pui mitraliere. Destul de culea, nu? Să zic așa. Call. Și acum schimbăm pe external. Să de fapt nu, chiar putem așa. Asta e camera dronă, care putem să ieșim afară. Asta este cockpit camera. Și putem să ne ducem înapoi. Ok, continuăm cu masterul. Bine, preset automatic tot. S-a închis și ușa. S-a încuie tot. Altceva se mai deschide pe aici, un capac, un bună ziua, ce? Aparent nu. Ok. Cool.